Plouă din nou în Galați și o nouă viitură amenință mai multe localități. Oamenii știu că sunt la mila cerului și se pregătesc acum cum pot de dezastru. În mijlocul nenorocirii, când catastrofa a lovit zilele trecute, mulți s-au făcut dig de bunătate pentru semenii lor. O femeie a urcat în podul casei 10 de vecini și i-a salvat de la moarte sigură. Iar un bărbat și-a luat barca și a scos din ape, la limită, un cioban refugiat pe un acoperiș. Digurile adevărate însă mai au de așteptat. Autoritățile pasează vina și recunosc că multe proiecte salvatoare au rămas în sertarele instituțiilor responsabile. Când au lovit puhaiele în crucea nopții, oamenii din peche au crezut că nu vor mai prinde lumina zilei. Pentru mulți, licărul de speranță a fost Antiluța, o femeie aprigă de 69 de ani, care și-a chemat vecinii să se adăpostească în podul casei sale. Strigau din disperare că nu mai poate să trăiască, să vii cineva să-i ajute. I-am tras în casă la... Și i-am tras, că n-am avut încotro. În podul acestei case, 28 de oameni, de la copii de 6 ani până la vârstnici de 80 de ani, au stat împreună timp de 15 ore până când apele s-au mai retras și au putut să coboare prin același loc prin care s-au urcat. S-au rugat împreună să scape cu viață din acest coșmar. Vino cu avionul, zic, veniți cu aici sus acolo, și ei mai sus acolo. Îi mulțumesc, știu că ne-a chemat așa cu totul și ne-am urcat așa cu tot sus în pod. Tot a făcut ea, ne-a chemat acolo și ne-a salvat așa. Stai, papa era cald aici, deja putea să mergem cu copiii în brații. Și am fugit repede la vecină, am văzut luminile aprinse. Eu am o înălțime de 1,80 m. Uitați-vă cât a fost apa aici, peste 2 metri. Când a venit puhoiul cel mare, proprietarii au fugit cât au putut de repede. Aproape toți oamenii de pe strada Liliacului, de aici din Pechea, au găsit refugiu la o vecină care i-a adăpostit în pod. Dacă nu eram eu și nu vineau la mine, nu reușeau să ajungă la șosea să ne necau. Mă bucur din... toată inima că am putut să fac o faptă bună, să scăp atâtea vieți. Nu este singura eroină. Un bărbat a plecat cu barca proprie să salveze oameni pe drumul național 25, devenit un lac uriaș. Uite, băi, frate, îl găsăm pe... e vagonă, băi, sus, băi. Aude unui săracu, băi, nu mai avea nicio șansă, e încolo la de apă. Era peste 3 metri, cred. Ciobanul ăla a plutit pe un bidon ăsta, 20 de litri, din ce am înțeles, până să ajungă aici la container. A avut zile de a rezistat la puhoailele. Parcă le-am dat-o și la cioban, deci am mai perat oile care am mai pus mai salvezi de oi. Salvator a fost și un cățeluș și a trezit stăpânul care își scosese aparatul auditiv noaptea, astfel că nu a auzit vuietul viitorii. Îți mulțumesc că mi-ai dat viață, Vicky. Ce făceam fără tine? Muream. Mi-am chemat cățelul în casă să doarmă cu mine, poate să întâmple ceva că se sperie de ploaie. Când a venit apa, s-a urcat pe pat, a venit cățelul în capul meu. Nu m-a trezit, e salvatorul meu. Și îl iubesc foarte mult, el e sângerul meu pățitor. După inundațiile care au ucis 7 oameni și au afectat alți 20.000, alte pericole pândesc în zonă. Zeci de animale sunt moarte pe străzi și există riscul unor infecții. Autoritățile pun clor în fântâni. Găini moarte, câini morți, vițel, calul, până în prezent. Cred că 200 de găini. Între timp, încă 1000 de pompieri din mai multe județe au ajuns în zonă și scot nămolul din case și școli. Pompierii sunt murdari și de noroi din cap până în picioare. Ei merg din casă în casă pentru a-i ajuta pe localnici să scoată mâlul din gospodării. 6000 de locuințe au fost distruse de inundații, iar pagubele sunt uriașe. Oameni din toată țara au trimis azi încă 60 de tone de ajutoare în localitățile înghițite de ape. Dacă umanitatea se face zid în fața nenorocirii, cei care trebuiau să ridice diguri adevărate în calea apelor aruncă vina de la unii la alții. Barajul Suhurlui ar fi putut face diferența și proteja zona. Construcția începută în 1975 a fost abandonată în 1989. După Revoluție, proiectul s-a pierdut prin sertare. Este vorba de o amenajare hidrotehnică făcută de către ANIF. În trecut, o acumulare foarte mare, 200 de milioane de metri cub de apă, exact cât am fi avut nevoie pentru a proteja cel puțin Slobozia, Conachi, Pechea și alte localități. Trebuie regândit în totalitate acel proiect. S-au furat, s-au cărat pământul la diguri. De 3 ore a venit apa, dar nu putea să ia măsuri, mă?
Primarul din Pechea, care era în funcție și la inundațiile din 2013 și 2016, spune că și-a făcut treaba pe bucata lui. S-a deformatat în repetate rânduri fără uscurului, dar se vede că nu a fost suficient. Din punctul meu de vedere, până nu se fac diguri de acumulare, începând de la Bărlat și până la comuna noastră, nu rezolvăm problema. Păi și cine să le facă, domnule primar? Nu se poate face decât în colaborare cu cei de la Apele Române. Proiectul ăsta trebuie să fie mult mai amplu. Este în continuare cod galben de inundații pe râurile din Moldova.